Bine ai venit, dragă Taur, să asculți predicțiile pentru luna iulie 2024. Mă bucur să fii alături astăzi de mine și îți doresc ca toate informațiile pe care trebuie să le asculți să vină prin intermediul meu. Nu uita că este o etalare generală și ia doar ceea ce rezonează cu tine și fii totodată deschis la posibilitățile de linii temporale care s-ar putea petrece pentru tine. Așa că ai răbdare și bucură-te de informații. Dacă îți dorești o consultație privată cu mine, în tarot sau în astrogramă, poți să intri pe site-ul meu pe www.andrealovin.ro/servicii și să-ți faci programarea instant. Sau nu uita să te abonezi și la newsletter pentru a primi tot felul de bonusuri despre tarot și astrologie. De asemenea, am o veste minunată. Pe data de 17 iulie 2024 voi ține un curs de astronumerologie care să vă ajute să interpretați secvențele numerice de tip 777, 888, 222, 11 și 11, 12 și 12 și multe altele. Pentru că pe internet de multe ori aceste mesaje sunt eronate și apar ca numere angelice, însă vă zic din practică și din studiu a peste 8 ani cu atenție acestor numere că multe din informațiile de pe net sunt greșite. Iar dacă vrei să știi cum să afli aceste informații de la ghizii tăi spiritual, de la îngeri, îți recomand să participi cât mai repede la acest curs. Locurile sunt limitate și la fel și oferta. Dacă rezervi un loc până pe 9 iulie, vei beneficia de un preț mai mic. Așa că te invit să intri pe pagină pe www.andrealovin.ro/sincronicități-numerice. După ce faci plata instant, dacă ai și calendar, ți se va pune automat în calendarul Google linkul de Zoom unde o să ne auzim în seara cursului. Vă garantez că acest curs vă va ajuta să înțelegeți mult mai bine sincronicitățile. Este un curs intensiv, nu trebuie să fii expert în numerologie sau astrologie. Totul o să fie predat la curs. Așa că vă aștept cu mare drag și chiar o să începem această citire cu numărul care vă ghidează în luna iulie. Să vedem la Zodia Taur care este numărul care vă ghidează în această lună, numărul vostru și cel care vă aduce noroc. Dacă n-ați auzit în intro, vă recomand să vă înscrieți la cursul meu despre interpretarea sincronicităților numerice de tip 777, 222, 11 și 11 și altele. Direct pe site-ul meu pe www.andrealovin.ro/sincronicități-numerice și aveți toate detaliile despre cum să vă înscrieți și să vă rezervați un loc pentru 17 iulie 2024 la ora 19, live pe Zoom, unde o să explic fiecare sincronicitate și cum se interpretează corect. Pentru că pe internet sunt multe, multe informații, dar nu arată exact ce se va petrece în viitor dacă veți vedea aceste numere. Așa că o să explic acolo și vă aștept la curs. Dar, până să fim la curs, hai să vedem ce vă rezervă numerele pentru iulie. Și aveți numărul 32 care vă ocrotește și care vă aduce un pic de imprevizibilitate. Cartea aceasta se numește Muzica, da? Ceea ce înseamnă că pentru Tauri, luna iulie este o lună în care mesajele sunt foarte importante. Fie că vorbim despre anumite melodii, fie că vorbim despre sincronicități numerice, fie că vorbim despre anumite cărți. Atunci când vorbim despre muzică, vorbim despre sonor, despre sunet, despre mesaj, despre stare. Și taurii vor avea această stare și poate se vor preocupa mai mult de talentele muzicale. Da? Poate că vă doriți să cântați la pian sau ascultați anumite melodii care vă încarcă în această lună. Cert este că muzica va fi vindecătoare, va fi importantă și se va petrece probabil un lucru important. Poate este un concert, poate este o invitație la un eveniment. Dar trebuie să știți că urmează acest eveniment și pare a fi important pentru voi și bunăstarea voastră. Tot pentru Taur vreau să mai văd câteva mesaje angelice. Câteva sfaturi sau mesaje despre viitor și aveți purificare. Da, să știți că se poate și purificarea prin muzică, prin sunet. Fie că luați boluri tibetane, fie că luați tobe, fie că luați orice altceva,
purificarea poate să se întâmple și prin sunet, da? Dar bine, aici cartea spune că este luna purificării. Poate că trebuie să purifici ceva din viața ta, din ființa ta. Spune cartea, dragă Taur, corpul fizic îți cere să fie purificat. Fă un detox, mănâncă mai sănătos. Purifică-ți chiar și mintea, pentru că purificarea începe întâi la nivel mental. Detoxifiere, regim, tratamente fizice, energetice pot fi necesare. Pot fi necesare în luna iulie, da? Deci atenție, pentru că aveți nevoie de purificare și relaxare. Altceva pentru tauri? Doamne, ca toate cărțile, ce agitați sunt taurii. Nerăbdători taurii. Hai să mai vedem. Taurii mai au mesajul, cineva este invidios pe tine. Mai scot o carte. Vei fi enervat. Taurii vor fi luați de coarne. Da, dragilor, vă înțeleg. Pare că luna asta vă veți enerva la culme. Cineva este foarte invidios pe voi și face lucruri enervante. Vă supără, vă sâcâie. Și poate de asta și aveți nevoie de purificare. V-ați săturat de oamenii care efectiv sunt invidioși și vă enervează și vă provoacă. Spune așa totuși cartea cu te vei enerva. Că cineva te provoacă, te vei enerva, încearcă să înțelegi situația, ce trebuie să înveți de aici și învață să gestionezi ceea ce va urma. Îți poți pierde cumpătul și controlul în luna iulie. Da, și înțeleg, sunt multe, nu mai zic de căldură și eu sunt taur și mă regăsesc în acest mesaj, parcă îmi pierd controlul în luna asta. Nu știu, pentru mine a fost foarte grea iunie spre iulie, în special cu căldura. Da. Cineva este invidios pe tine. Aici voiam să zic un lucru și anume că țineți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape, spune cartea. Fă-ți protecție energetică, purificare. Cu siguranță aveți o persoană care nu prea vă dorește binele, care poate vă seacă de energie. Și atunci am simțit că luna aceasta, cât se poate de des dimineața, vă faceți o protecție energetică. De exemplu, spuneți un Tatăl nostru și vă imaginați cum sunteți înconjurați de un scut de lumină și orice gând negativ, orice lucru negativ se duce înzecit înapoi la persoana care emite așa ceva, da? Faceți asta în fiecare dimineață pentru că aveți nevoie de protecție, cereți protecție și e firesc să faceți asta pentru că sunteți vulnerabil, da? Eu vă zic această tehnică pentru că e foarte importantă și o să vedeți diferența. Să vedem și din acest oracol al lunii un mesaj și aveți ce vrei să eliberezi. De ce trebuie să te detașezi? Este o lună în descreștere, din nou ideea de purificare. Pe descreștere ne purificăm, ne eliberăm, ne detașăm, ne relaxăm și ne regenerăm cumva. E clar, luna asta luați-o mai ușor, nu vă angrenați în tot felul de lucruri care vă vor obosi prea tare. Dați-vă un răgaz, mai ales la nivel fizic. Da, mai ales dacă aveți probleme cu stomacul sau vă e rău sau ceva de genul acesta, mai mult de atât, trebuie să insistați să vă regenerați corpul, să țineți acele diete care trebuie sau regimuri alimentare care să vă facă bine, da? Wow, lună nouă în balanță! Frumos, frumos. Taurii încep un nou ciclu romantic. Cel puțin așa spune cartea aceasta. Balanța zodia relațiilor, luna nouă, îi simbolizează un nou început sau o renaștere a ceva, urmează ceva, dar încă nu se vede, da? E foarte puțină lumină. Așadar, da, de ce trebuie să te eliberezi? Acum are sens. De ce trebuie să te detașezi? De ce să scapi din viața ta pentru a începe acest nou ciclu romantic? Da, vești foarte frumoase. Urmează vești bune și sunt sigură că va fi bine. Sigură. Pentru că văd. Dacă vă doreați, veți primi, da? Începând cu luna iulie. A dărui și a primi. Doamne, exact! Exact zodia balanță, a dărui și a primi. A cântări aceste lucruri. Vă zic și mesajul. Întreg universul funcționează în cicluri similare inspirațiilor și expirațiilor tale. Când doar expiri, dăruiești.
Când doar inspiri, primești. Ieși din ritmul universului. Pentru sănătate, energie și împlinire optimă, echilibrează fiecare inspirație din viață cu expirație. Și chiar am simțit mesajul ăsta că trebuie să respirați mai mult. Faceți exerciții de respirație în fiecare dimineață când faceți protecția. Fiți foarte atenți. Dacă dăruiți ceva, să învățați să primiți. Și invers, ați primit ceva, dăruiți. Pentru că se pare că echilibrul este calea voastră, mai ales în luna aceasta. Se contorizează foarte mult acțiunile voastre din punct de vedere karmic. Așa că nu lăsați nimic să pară nedrept. Da? Fiți foarte atenți la lucrurile de tip dreptate. Ai încredere, da? Frumos. Taurii trebuie să aibă încredere pentru că, spune așa cartea, poate aveți impresia că nu mai merge nimic, că nu se mai întâmplă ceva ce vă doriți, că pentru voi nu se mai poate nu știu ce lucru. Cartea spune așa, înaintarea, da, sau evoluția nu cere în mod obligatoriu să ai încredere în tine însuți. Credința în Dumnezeu e suficientă, știind că Dumnezeu lucrează prin tine și cu tine și pe toate căile. Bazează-te pe îngeri dacă încrederea îți șovăie. Iar îngerii îți vor da curaj și încredere. Te vor ajuta să găsești încredere în înaintarea, în misiunea ta personală. Deci, vedeți, îngerii spun că e ok. Poate nu mai ai toată încrederea din lume. Poate uiți că totul e un joc, că e acest joc al vieții, că este acel joc al vieții. Dar amintește-ți că tot ce se întâmplă este pentru un scop mult mai înalt și dacă credința că ai această misiune și dacă ai credința că unele lucruri sunt peste cunoașterea ta și se întâmplă cu un scop înalt, atunci ușor, ușor totul se leagă. Și credeți-mă, vă dau acest sfat și mi-l dau și mie când am și o momente în care poate îmi pierd încrederea. Pentru că, na, suntem ființe emoționale, avem momente în care pare că nimic nu ne mai salvează, nimic nu ne mai ajută. Să avem încredere, toți cei care suntem născuți în Taur, inclusiv eu. Ia să vedem. Door to value, da, da, voiam să văd și eu mesajul ăsta. Se deschide ușa către valoare, către bani. Ia uitați ce frumos, dragi Tauri. Dacă vă gândeați că nu mai știu ce să mă fac cu banii, că nu mai merge nimic pe plan financiar, că dăruiesc, dar nu primesc sau nu știu, că nu am suficient, cartea aceasta vine și vă spune că se deschide ușa pentru voi, vine un job, o ofertă, o ceva, orice, care vă ajută să aveți o sursă de venit sau vă va asigura financiar, da? Poate fi și un premiu, dar karmic se deschide o poartă prin care voi să reușiți să faceți ceva, bani, business, bine? Hai să vedem, vreau să văd un cuvânt cheie pentru luna asta, pe ce să vă bazați sau ce ați făcut bine și ce, hai să vedem și ce ați făcut bine și unde ar trebui să mai lucrați, ce ați făcut bine întâi deja, ce ați maestrit? Spontaneitatea, da, se pare că până acum ați maestrit foarte mult spontaneitatea, că poate ați trecut dincolo de anumite constrângeri și lucruri pe care poate nu le-ați fi acceptat așa ușor, și ați îmbrățișat noi situații. Foarte bine. Și ce încă mai trebuie să cultivați? Pacea. Pacea și liniștea. Da. Spune cartea aceasta că recunoști puterea echilibrului, iar din nou balanța, scrie aici, ca să vezi. Iubirea și bunătatea îți aduc calmitate sufletului. Deci încă mai trebuie lucrat un pic să vă calmați. De aceea și aveți luna în descreștere. Luna asta trebuie să vă calmați sufletul. Asta aveți, liniște și pace. Nu altceva. Doamne, vă simt. Vă simt energia. Dacă mai e ceva pe aici de spus, să vedem. Da, răbdare. Aveți un ceas. Un ceas care spune așa. Că doar câteva luni mai durează până probabil să reușiți ceva ce vă doriți. Lucruri bune urmează să se întâmple pentru cei care așteaptă. Da? Deci, ia uitați un mesaj ceva legat de câteva luni care veți reuși să vă faceți acele lucruri pe care le aveți în cap. Bun. Alte mesaje importante pentru Tauri. Ești puternic și protejat de ființele Universului, ființele angelice ale Universului și vei primi ajutorul de care ai nevoie. Deci vedeți că oamenii vă ajută,
vă ajută persoane, dacă vă simțeați singuri, neajutorați, enervați, invidiați, vor veni și persoanele care să vă ajute. Da, veți avea un rezultat pozitiv. Deci dacă v-ați propus ceva, iată că vine aici o ștampilă cu aprobare, da? Vine o aprobare, o reușită, o validare, o promovare, o acțiune pozitivă, se pare că iese cu bine ceva ce v-ați dorit. Hai să vedem și din tarot cum sunteți voi, ce obstacol aveți și ce binecuvântare vine. Da, în tarot sunteți pajurile cupe. Luna aceasta vă simțiți creativi. Ia uitați aici cum pictează acest paj. Da, aveam și muzica. Deci arta este prioritară pentru voi. Chiar dacă vi se pare că n-aveți timp, chiar dacă vi se pare că, nu știu, nu mai vreau eu, nu mai mi-arde, totuși tarotul insistă să vă ocupați de ceva creativ, să intrați în acea energie feminină. Chiar dacă sunteți bărbați, chiar dacă sunteți femei, aveți nevoie să vă scoateți creativitatea din voi. Iar cartea asta spune așa, că în luna aceasta, dacă aveți copii, copiii sunt prioritari, activități cu copiii sau activități creative vor fi destul de importante pentru voi în luna asta, dar și ideea că poate să înceapă ceva, o idilă romantică, dar e la ceva la început. Pajul e ceva ca o fantezie, ceva visător, ceva super incipient și nu foarte concret. Da? Și, bineînțeles, poate să fie mesaje, veți comunica cu cineva pe internet sau primiți o invitație undeva, frumoasă energie, deci veți fi bine. Un pic așa copilăroși în această lună, dar așa trebuie aparent. Ce obstacol aveți? Ce vă supără? Regina de spade. Da, vă supără o femeie în această lună. Poate fi soacra, poate fi mama, poate fi o femeie mai în vârstă sau o femeie divorțată sau așa carieristă. Această persoană poate că se opune la ceva ce voi vă doriți să faceți. Dacă vine mai ales ca obstacol, poate să arate că obstacolul este și un pic mintea voastră, poate că veți fi puțin naivi sau veți vedea prea mult binele în alte persoane și lucrul ăsta se va întoarce împotriva voastră, da? Mai mult discernământ cu persoanele din jurul vostru. Ce vine așa ca un ajutor sau ce merge bine? Împăratul, da, se pare că lucrurile se stabilizează pentru voi. Împăratul arată stabilitate, logică, arată încrederea de a merge înainte și, în general, dacă aveți ceva cu tatăl sau cu o persoană mai în vârstă, această persoană pare că vrea să vă ajute sau este persoana potrivită să apelați la ea. Poate că este tatăl, poate o veste bună spre tată sau soț. Și, în general, o veste foarte bună legată de autoritatea pe care o puteți avea în această lună, da? Ceva, o problemă cu autoritatea, dacă o aveați, se eliberează, se vindecă și pare că cineva este puternic și este de partea voastră. Deci, multe rezolvări și posibile rezolvări și pe cale juridică, dacă aveți ceva cu acte de rezolvat, acorduri, vi se dă acordul. Cam asta văd pentru voi. Iar pe dragoste, văd aici recunoașterea unui suflet pereche. Văd acte de servicii. O să faceți un serviciu pentru persoana iubită sau persoana vă va face, vă va ajuta cu ceva. Acțiunile vorbesc mai mult decât cuvintele. Și time apart. Unii dintre voi o să fiți departe de partener. Da? Unii pentru că sunteți despărțiți. Alții pentru că pur și simplu persoana pleacă undeva. Dar, oricum, lucrurile se îmbunătățesc și muzica și arta este soluția pentru orice problemă în luna aceasta. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la acel curs de sincronicități numerice de pe data de 17 iulie 2024 la ora 19 pe Zoom. Înscrie-te pe www.andrealovin.ro/sincronicități-numerice.